Autocarul vrea să vină, să intre aici la Popas și e tăia calea lui ăla cu logatul. Și atâta tot, altceva. O bubuitură, noi eram în spate pe banchetă, altceva n-am ce să vă spun. Și cel din autocar de unde venea? Cei cu autoturismul de unde veneau? Spre București, eu știu dinspre, de unde, văd că din Constanța, nu știu. Deci oricum dincolo, venea regulamentar, zic eu, că trebuie să vede și... N-am mai putut evita niciun fel impactul. Pot să vă spun... Păi cred că n-am, dar era aproape și asta este. Câte victime au fost? Nu pot să vă spun exact. Doi care am văzut eu, restul nu știu. Noi nu știam cum să ieșim pe ușa din spate, că m-a teamă că era foc loganul. Deci au început să se abur din el să... și nu știam cum să ieșim, că ușa era blocată. Și apoi să ieșim și am zis că să, măcar să nu luăm foc acolo. Asta este. În ultimul rând, îmi pare casă, mă, tocar, că nu știam pe unde să deschidem manual, să putem să ieșim, că nu e foc. Nu i-a făcut loganul și asta e. Așteptăm să vină firma. Firma nu răspunde nici la telefoane. E bine să-i luați pila. Șoferul ce a făcut? Ce a avut intenție să tragă de mașină, să scoată victimele, dar nu a reușit. Ce să reușească? Autobuzul i-a tăiat calea loganului. După cum se vede. Asta e. Dacă o privire la Popas aici? Probabil că da. Nu cunoaște. Aici au Popasul, firma CDI. Să mai călătorească mulți cu ei, ca să stea aici. Departamentul de pompieri Râmnicu Sărat a fost solicitat să intervină la un accident rutier pe DN2E85. Ajuns la locul intervenției, am găsit 3 persoane încarcerate, 2 bărbați și un copil. Am început manevrele de descarcerare și transportul acestora către Spitalul Municipal Râmnicu Sărat. În ce stare erau victimele? Când am ajuns noi la locul accidentului, erau stabili. Da, atât. Restul nu mai știm. Copilul? Am descarcerat și atât. Restul, ofițerul de presă vă poate comunica totul. Mai multe nu mai știm. Copilul era mort când ați ajuns? Copilul este în stadiul în care se află acum. Numele? Numele. Plutonier Major Sălceanu. Sălceanu Cătălin. Șoferul autobuzului care circula din direcția Focșani către București nu s-a asigurat la efectuarea virajului la stânga, încălcând și marcajul longitudinal continuu, împrejurări în care a intrat în coliziune cu autoturismul care circula din direcția Buzău către Focșani. În urma evenimentului a rezultat decesul conducătorului auto al autoturismului, a unui copil care se afla pasager pe bancheta din spate și rănirea gravă a pasagerului de pe locul din dreapta față.